Decizia Curții Constituționale privind purtarea panglicii Sfântul Gheorghe, precum și utilizarea simbolurilor Z și V, a strânit o reacție controversată în societate și în rândul politicienilor, pornind de la critici și până la încurajare. Din această cauză, chiar a doua zi, Curtea a venit cu precizări pe site-ul său. În comunicat se spune că în deciziile sale, instituția se bazează nu doar pe prevederile Constituției țării, dar și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a scos în evidență considerentele esențiale ale hotărârii din 11 aprilie cu privire la folosirea panglicii Sfântul Gheorghe și simbolurilor Z și V. Curtea nu a repus în drepturi, nu a legalizat purtarea panglicii negru-oranj și altor simboluri reglementate de legile contestate, astfel cum se propagă în spațiul public. Curtea a decis că sancționarea utilizării acestor simboluri este constituțională. Totuși, pentru a sancționa o persoană, trebuie să se constate că simbolul a fost utilizat în scopul justificării sau glorificării acțiunilor de agresiune militară, a crimelor de război sau a crimelor împotriva umanității, se spune în comunicatul Curții Constituționale. Documentul notează că situațiile în care sunt folosite panglica Sfântul Gheorghe sau simbolurile Z și V pot fi diferite. Iată de ce Curtea a decis că agenții statului trebuie să verifice contextul în care a fost utilizat un simbol și să constate scopul urmărit de persoana vizată. Odată constatată urmărirea unui scop legitim pentru aplicarea sancțiunii, instanțele de judecată trebuie să aplice o pedeapsă proporțională cu gravitatea faptei, consideră Curtea Constituțională. În comunicat se mai spune că în luarea deciziei, judecătorii Curții Constituționale s-au bazat și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la simbolurile care au mai multe semnificații, dar a efectuat și o analiză de drept comparată a legilor adoptate recent de unele țări. Curtea a constatat că, în majoritatea statelor care au interzis aceste simboluri, inclusiv în Ucraina, legea reclamă constatarea unui scop, de exemplu, utilizarea simbolului în contextul justificării agresiunii armate împotriva Ucrainei sau a altor ostilități, se arată în comunicat. Potrivit documentului referitor la simbolurile care au mai multe semnificații, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că interzicerea generală a acestora, fără a se ține cont de circumstanțele particulare ale utilizărilor, constituie o ingerință excesivă în exercițiul dreptului la libertatea de exprimare. Un precedent similar este și în practica judiciară moldovenească. În 5 decembrie anul trecut, judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis anularea amenzii de 9.000 de lei aplicată veteranului comunist Anton Miron pentru purtarea panglicii Sfântul Gheorghe de ziua Victoriei din 9 mai 2022. Instanța a recunoscut și dreptul veteranului de a cere despăgubiri pentru daune morale cauzate de acțiunile ilegale ale poliției.